Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Panorama. Sunt Cătălin Aclad, împreună cu Daniel Muraru. Bună seara și bine ai venit, Daniel. Bună seara, Cătăline. Salutări tuturor telespectatorilor. Din zonă, da? Din zona metropolitană, ca să spun așa. O să vorbim și despre zona metropolitană, că de astăzi s-au schimbat regulile. Cu siguranță, foarte mulți dintre dumneavoastră știți, e declarație, dar nu e declarație, e zona metropolitană, acum toată lumea caută zona metropolitană să vadă sunt sau nu sunt în zona metropolitană. Da, până una alta suntem. Am spus că pe ora de vreo 30 de kilometri. 30 de kilometri, 30 da. De kilometri, deci 30 de kilometri, dacă e să calculăm din centrul orașului Roma, nu? Cumva, 30 de kilometri, da. Raza cercului. Ei, aca, bate până spre Bacău, zona metropolitană a Romanului. Acum, așa, în zona Piatra Neamț și acolo au început băieții să caute. Tot până caute. Spre Bacău, așa. Bate și acolo. Până la urmă, cum sună aia? Bicazul în zona metropolitană, Piatra Neamț și așa mai departe. Războieniu, până și Războieniu. Mă rog, aici este o... Ei, au încercat, au căutat o cale de mijloc cu scopul de a nu furia în continuare populația, asta este părerea mea. Încearcă autoritățile încă să ne țină în frâu, pe de altă parte și presiunile venite din partea populației, că am văzut că au ieșit și în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor luate în această perioadă și cred că este așa o măsură luată să împace și capra și varza, că altfel nu văd logica. Cred că să ne mai țină puțin în casă, deși până la urmă știți cum e, ceea ce am discutăm de atâta timp aici, nu știu cât de mult ar deranja și ar periclita o ieșire a noastră în familie, de exemplu, pe malul Siretului, poți să duci până la Bacău. Pe cine pui în pericol dacă ai fi infectat sau de unde te poți infecta? N-ai niciun fel de treabă. Adică, deși aici am înțeles că dacă vrei să mergi la pescuit în perioada asta, oricum e prohibiție, poți să mergi, probabil că la iaz, nu la... Da, am văzut, poate ai văzut și tu o fotografie de la cabana Dochia. Era o aglomerație acolo, să nu zic bară la bară, umăr la umăr. Da, na, lumea a ieșit. Da, e dornică lumea să iasă din casă. Hai să vedem puțin clasamentul, să-i spunem așa, la zi. Astăzi e o veste bună și văd un extaz în zona politică nemțeană și la domnul prefect și la... mulți politicieni, că a mai scăzut puțin, probabil din cauza căldurii, da? Numărul celor infectați, crește numărul celor vindecați, însănătoși. Deci treaba e bună, înseamnă că avem un sistem medical performant. Cred că și temperaturile ridicate au un cuvânt de spus. Da, nu sunt medic, dar sunt convins că există un efect al temperaturilor din ultimele zile și nu numai la noi, ci și în alte părți, un efect care se răsfrânge asupra numărului de cazuri, nu vorbim de județul Neamț, ci de întreaga țară. Vedem că de la zi la zi mai puține cazuri de persoane infectate și mai puține decese cauzate de acest COVID-19. Cred că există o legătură de cauzalitate pe care o să o explice la un moment dat cineva și cine ar putea să o explice decât medicii. Dar e bine că avem o situație mai bună, unul la mână, doi la mână, să dea Dumnezeu să nu ne trezim cu un al doilea val, așa cum se spune. Spune și ministrul sănătății, Nelu Tătaru, zicea că dacă o să continuăm halul ăsta, apropo de comportamentul celor din Parcul Herăstrău, apropo de comportamentul celor care au urcat pe munte în acest weekend, cum spunea colegul Cătălin, cei de la cabana Dochia, înghesuiți acolo unul în altul. Adică, până la urmă, cred că nu trebuie să vină Nelu Tătaru sau mai știu eu cine să spună, bă, păstrează distanța. Dacă ți se teamă și crezi că există nenorocitul ăsta de virus, îți iei măsuri de precauție, dacă nu te duci, te pupi cu toată lumea. Eu așa cred, mai ales că am văzut că și sondajele făcute recent, cred că de Ires, unul dintre ele, arată că undeva la 50% dintre români cred că autoritățile, reprezentanții statului, au ascuns informații în ceea ce privește acest nou coronavirus. Nu știu, eu sunt de un alt principiu, până a descoperi, până a ști exact despre ce este vorba, cred că este indicat, eu așa procedez, să ne păzim noi. Pentru că dacă așteptăm să ne păzească alții sau nu credem în unele și altele, s-ar putea să avem surprize. Și să știți că, într-adevăr, au fost persoane care au murit de această boală COVID-19, persoane care s-au infectat de SARS-CoV-2. Cu SARS-CoV-2 ăsta, unii au scăpat, alții, din păcate, nu? Într-adevăr, au fost afectați cei cu multiple boli, cu mai multe boli grave. Complicații, da. Și, ce să zic, eu...
în continuare încerc să, în ceea ce mă privește, să am grijă unde mă duc, nu buluc prin magazin, unde văd mai mulți oameni, mă retrag și cred că așa trebuie să procedeze. Respectăm cu siguranță legile, da? Prea multe discuții acum ca să încercăm să ne dăm gongoi, să ne umflăm în pene, să spunem că, bă, nu există sau că există. Bă, nici nu există, să spunem nici ei. Să o luăm cumva, să vedem dintr-un anumit unghi care să ne permită să vedem și partea acelor, să vedem și pe cei care spun că există și pe cei care nu există. E așa zicerea aia cu Dumnezeu, știi? Bă, dacă există și n-ai ținut cont de el, nu-i nasol, așa e și cu virusul. Dacă există și n-ai ținut cont de el, ce spun politicienii la neamț, da? Păi nu, mă gândeam acum apropo de există și nu există, iată că m-am văzut la Măsirea Putna, nu? 20-30 de călugări infectați. 30 sau 31, da. Păi, sunt asimptomatici, deci am urmărit. Nu știu dacă sunt toți asimptomatici. Sunt asimptomatici, dar și acolo... Ar putea să îmbolnăvească pe alții. Cu siguranță... Arhiepiscopul Suceavei și Rădăuților. Se simte primen, nu? Dacă nu mă înșel, ok, în regulă. Și era dat, ca și decedat acum vreo săptămână. Bine, netul știi cum e. Primele vești bune, spun politicienii la neamț, vin către nemțeni. În ultimele 48 de ore nu au fost înregistrate noi cazuri de coronavirus. Iar astăzi a avut loc prima recoltare de plasmă și o să vorbim și noi despre subiectul ăsta. Noi l-am lăsat puțin la o parte, n-am discutat de toată treaba asta cu plasma și cu tot ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Am așteptat așa să se aștearnă și să se... întâmple ceva, s-a întâmplat până la urmă, o să vorbim și puțin de acest domn care, a donat acest aparat. Deci astăzi a avut loc prima recoltare de plasmă de la un pacient vindecat de COVID-19. Au luat o asistentă, probabil așa, să arătăm și noi țării că nu degeaba a fost dotat Spitalul Județean. Am fost alături de prietenul și fostul meu coleg de bancă, Florin Hozoc, spune Bogdan Gavrilescu, pentru că acum ar trebui să vă povestim exact cum a fost filmul ăsta, așa, din care toți vor să tragă niște foloase electorale. Da? Și prefectul, și Bogdan Gavrilescu, poate nu vă spune nimic, e viceprimarul de la Piatra Neamț, da? Care și el mi-a trimis un mesaj acum câteva săptămâni, lună, eu știu, și mi-a spus, bă, am un prieten care are aparate și va veni la Piatra Neam și așa și pe dincolo, e colegul meu. Foarte bine, am zis că dacă vine să aducă, asta era în febra dotărilor și ajutoarelor către spital. Așa. Acum văd că vine și prefectul. A fost o întâlnire, omul foarte dur, foarte dur, și te-am întrebat înainte de emisiune, cum vezi tu ca unul din afară să fie invitat într-o conferință de presă la prefectură și acolo să spună, dă afară, ministerul să facă așa, ăia să deschidă lista cu tare, destituiți-o pe doamna de la... Cum ți se pare așa? Cum ai urmărit subiectul ăsta? Centrul de transfuzii. Da, de la centrul de transfuzii, da. E un aparat de recoltat plasmă donat de ceva vreme centrul de transfuzii de la Piatra Neamț. Am înțeles că a fost refuzat în primă fază. S-au mai donat în vreo 17 parcă locuri în țară. Da, ei, la Piatra Neamț a fost problemă, banul luăm, Discutabil, știi cum e adevărul, de regulă e undeva pe la mijloc. Am înțeles că prin contractul de sponsorizare se impunea centrului de transfuzii de la Piatra Neamț să recolteze, să aibă un număr de recoltări într-o perioadă de lunar, nu știu, 10, 15 și așa mai departe. Păi, ca să ai recoltări, trebuie să ai și niște donatori. Dacă nu ai oameni care să doneze, probabil că exista riscul, mă gândesc eu că așa s-a scuzat doamna director la centrul de transfuzii, că, domnule, exista riscul să să rămână fără aparat sau mai știu eu ce alte clauze contractuale existau în contractul ăla de sponsorizare, dar am văzut că omul de afaceri a acuzat cu totul alte interese, alții spun că la mijloc ar fi vorba despre kiturile alea care nu sunt deloc ieftine, sunt destul de scumpe. Cert este că este iar o bălăcăreală din asta pe spinarea și pe banii noștri, o bălăcăreală în care unii trag hăiți și prezintă povestea dintr-un anumit unghi, iar alții trag cea și reprezintă ceea ce le convine. Eu cred că până la urmă nu este rău că, iată, este donat un astfel de aparat. Rău ar fi să să auzim la un moment dat că știu eu, nu știu cine s-a înfipt în afacerea asta cu kituri pentru transfuzia de recoltarea de plasmă. Mulți s-au vindecat
cu transfuzie de plasmă, inclusiv arhiepiscopul Pimen al Suceavei. Uh-huh. Am înțeles că și l-a beneficiat de un astfel de tratament, așa că eu zic că este în regulă. Doamne ferește, dacă ne trezim în toamnă iar cu un nou val care să facă poate ravagii în adevăratul sens al cuvântului, va fi, zic eu, un aparat bun. Dar cred eu că sunt lucruri care trebuie să fie analizate mai atent. Și de la Chitul, noi știm ce se întâmplă la spitalele din România de regulă, interese peste interese, când e vorba de banul public, și acolo tot banul public e, ăia care îl aranjează, îl gestionează, au grijă de cele mai multe ori să cumpere cele mai scumpe chituri, dacă se poate, și de proastă calitate, cumpărate de la firme prietene și așa mai departe. Când mă uitam astăzi, cei de la Libertatea, dacă nu mă înșel, au scris că au fost refuzați de Spitalul Matei Balș, nu? Din capitală, unde este Stăinul Cercel director. La această unitate medicală le-a refuzat un răspuns pe 544, un răspuns la o întrebare privind niște contracte încheiate de către unitatea medicală, nu numai de măști. Am înțeles că și aparatură, sunt mai multe contracte acolo, au cerut pe o perioadă destul de mare, cei drept de vreo 10 ani, să li se pună la dispoziție toate contractele încheiate de fostul partener de afaceri al lui Străinul Cercel cu spitalul condus de Străinul Cercel. Adică vorbim de niște afaceri din astea prietenești, dar peste tot se întâmplă la fel. Adică să nu crede cineva că la Spitalul Roman nu sunt astfel de situații. Poate nu la nivelul ăla, pentru că nici spitalul nu este atât de mare, să zicem cum e Floreasca din capital. Dar sistemul medical din România a fost, este și va fi o bună vacă de mulți, este o expresie uzitată mult de la noi, pentru cei care ajung vremelnic la guvernare, indiferent de partidele politice din care provin. Au fost de la PDL, de la PSD, de la PNL, toți au jefuit sistemul ăsta pentru că e vorba de bani publici. Discutam, domnul Cătălin, că e o mare supărare acum în România și am văzut că circulă pe rețele de socializare, dar am văzut numai o dată, că a doua oară n-am mai avut răbdare să mă uit că mi se ridică pulsul. Supărați românii că vezi doamne la intrare în magazine, în mall-uri, în supermarketuri și așa mai departe, e un nene acolo cu un scanner din ăsta care să vadă ce temperatură ai. Dacă ai temperatură ridicată, îți ai IQ, văzut-o? Da, aia mi se pare aia e cea mai tare. Băi, nu stați că vă ia IQ-ul și vi-l afișează în... Când vezi atâta supărare că cineva îți măsoară temperatura... Termometrizare. Deși intri în casa lui. Acum este o condiție. Bine, că tu ca și cetățean, ca și consumator, ai la dispoziție mai multe variante. Nu-ți convine la magazinul cu tare că ți-a temperatura, că vede la ala din cartel, că sigur nu să-ți ia temperatura. Însă să vezi atâta supărare și atâta jeluire, că uite că eu nu permit să-mi ia temperatura. Dom'le, până la urmă am fost și eu ieri în două magazine și nu m-a forțat nimeni. Chiar m-a întrebat, permite să vă iau temperatura? Și la unul, pe primul l-am lăsat la primul magazin, la doilea nu, domnule, că am luat în partea cealaltă. Dar nu m-a deranjat cu absolut nimic. Adică pe noi nu ne deranjează că ne jefuiesc ăștia, ai noștri, în fiecare zi. Și tot de ai noștri mor prin spitale, că nu beneficiază de tratamentul care trebuie, că nu sunt tratați cum trebuie și așa mai departe. Ne supărăm că un agent de pază te întreabă dacă poate să-ți ia sau nu să folosească aparatura să vadă ce temperatură ai, că în funcție de asta, dacă ai peste 37 de grade, nu 37,5 sau cum... Mi se pare 0,3. Sau așa? Da? Bun, îți spune, nu cred că te leagă. Au fixat temperatura asta la școli. Bine asta n-ar însemna că ești neafărat că ai SARS-CoV-2. Nu. Poți să ai o inflamație, poți să ai totul altceva. Bun, acum sunt și discuții. Că de asta ai făcut Facebook-ul ăsta. Să stai și să discuți. Că asta s-a făcut în ultimele două luni. Lumea a stat și a spart, a rupt, a văzut, a crescut traficul cu 40% în România. Și nu de la telemuncă, ci de la Facebook. Ei, sunt și niște discuții, cum să spun... Îți bagă chipul cumva? Nu, sunt și niște discuții care, mă rog, așa, adică, domnule, dacă n-are niciun efect, de ce-l faci? Îți ia? Da? Cum n-are niciun efect? Eu cred că în cazul în care stabilește, spune, domnule, vezi că ai temperatură, vă rugăm frumos să nu uite. Și hai să o gândim logic. Dacă cineva are temperatură, cred că agentul de pază îi spune... Cum, la 37,5, vă rugăm frumos, nu intra, s-ar putea să aveți SARS-CoV-ul ăsta. Mergeți la spital și așa mai departe. Mi se pare o chestie de buzin, s-ar putea să nu aibă. Dar tu dacă ai în magazinul ăla 200 de persoane, de ce să le pui în pericol în cazul în care persoana respectivă are temperatură și s-ar putea să aibă SARS-CoV-2?
Mi se pare o chestie. Atâta supărare. Nu pune termometrul pe fruntea mea, zicea cineva ieri. Pe mână te rog, pe mână te rog. Ia, pe mână era cu o fată de 10 ani și iau și la fetiță. Da. Și când a dat, nu, tot pe mână te rog. Acum nu știu, dacă spune pe frunte laserul, ce face? Îți fuge din inteligență? Am citit și eu 1001 de lor de poziții. Da, însă unii vin și spun că, vezi, Doamne, e un act medical. Și act medical nu poți să-l faci decât consimțit, poți să-l faci... Dar spune eu, domnul Cătălin, în casa mea, dacă ai intra, eu pot să pun o regulă. Da, Cătălin, te chem la mine la o cafea, dar spune înainte, dacă... nu intri decât dacă spun termometrul. Dacă îți convine bine, dacă nu, nu ne vedem la cafea. Eu așa o văd și la cei care dețin și au luat această decizie, exact, în supermarket. Intri în casa mea, s-ar putea să fii bolnav, da, s-ar putea să fii bolnav și să îi pui în pericol, inclusiv angajații. Pentru care nu văd care este problema. Da. O explozie de reacții din așa tâmpite. E foarte interesant că nu știu, eu n-am auzit un caz, cel puțin la un mare lanț de, cum se cheamă de astea, de magazine, magazin de materiale de construcție, am întrebat, chiar m-am interesat. Am întrebat, domnule, aveți un caz în România? Și a zis că nu. Și traficul e, ca să vă dați seama, da, aici ca o paranteză la ce ai vorbit tu. Ei bine, deci niciun caz în cele, nu știu, în alte magazine, am înțeles că și alte rețele de supermarket au anunțat că n-au avut niciun asta caz. Asta e marea supărare. Și culmea înseamnă că microbul, problema și semnul întrebării e prin spitale. Deci acolo e buba mare. Gestionată situația cum trebuie și vedem la Suceava, din discuțiile și particulare pe care le-am avut cu diversi lucrurile acolo au stat, nu pun deloc într-o lumină favorabilă clasa medicală, să spun așa, niște oameni sau mulți dintre ei, că nu putem generaliza, au luat în râs acest coronavirus când li se mai spuneau diverse, mai au venit cei din armată, medicii militari și au încercat să le mai explice niște lucruri, să impună niște reguli, erau luați în râs sau au fost luați în râs în primă fază, adică cred că o infatuare din asta care i-a costat pe unii. Și mai e o discuție, ai spus de scanare, și mai e o discuție cu masca. Iarăși, discuții interminabile cu masca. Într-adevăr, pot fi de acord că e o afacere în România. E o afacere. Apropo de libertatea, nu știu dacă ați citit și ancheta cu măștile, pentru că s-au... și nu numai România, ați văzut Belgia, care este, cum să spun, o țară civilizată, de la care avem pretenții, da? Acolo e capitala Uniunii Europene. Ați văzut ce s-a întâmplat și acolo? Au importat măști la greu, le-au depozitat în niște, că și acolo sunt, credeți că numai românii, da. Le-au depozitat unde le-au depozitat, când le-au luat erau mucegăiți, erau așa, le-au trimis, au adus altele din China și așa mai departe. Când a venit ieri, e o filmare virală pe internet, când a venit ieri premierul într-un spital belgian, s-au întors toți cu spatele pentru că asta e, frățioare, dacă nu avem grijă, asta e, așa vă tratăm. E, uite, acolo este o altă reacție și ar fi bine ca românii să învețe și altceva de pe rețelele de socializare, inclusiv acest gest de protest al cadrelor medicale la adresa premierului și clasei politice care e la conducere în Belgia, ceea ce la noi nu s-ar întâmpla niciodată. Repet, eu stau și mă întreb în ce țară trăim, o țară unde cei mai mulți dintre ai noștri conaționali sunt efectiv dezinteresați de modul în care este cheltuit banul public, nu interesează nici faptul că suntem furați zi de zi sistematic, în schimb, deci el nu se supără că îi bagă mâna primarul, viceprimarul, gașca de la Consiliul Județean sau nu știu de unde, fură cu milioanele de euro, pe el îl doare capul că îi pune ăla și ia temperatura. Cred că, într-adevăr, glumele alea cu IQ, nu știu dacă... Bun, și alea au rolul, dar după ce te-ai informat, omule, și te uiți să vezi ce afaceri se fac cu măștile. Apropo, tot străinul Cercel în spatele unei afaceri, un prieten de-a lui, băi, nu știu cum de toți prietenii ăștia sunt pe lângă niște unii. Domnul Cătălin, lucrurile sunt simple. E clar că sunt interese peste interese și interesele astea se dezvoltă atât de bine în România din cauza lipsei de reacție a societății civile. Societatea civilă doarme, nu știe să întoarcă spatele așa cum face belgianul. Societatea civilă română doarme și nu întoarce spatele. În schimb, el reacționează la tot felul de baliverne care sunt băgate pe Facebook. În schimb, toate nenorocirile astea în România au la bază politica de gașcă. Ăla trebuie să cumpere la spital 100.000 de măști.
El zice așa, bă, am cumpărat 100.000 de moși. Bă, Grigore, prietenul meu din copilărie, din facultate, din liceu, tovarăș cu care am făcut afacerea, bă, ca să luăm 100.000 de moși, să-l dau ție afacerea, facem un ban pe din două. Dom'le, nu spune nimeni că se întâmplă lucruri de genul ăsta și prin Italia, și prin Germania, și în Franța, în toată lumea civilizată. Problema este că la noi nesimțirea a atins cote nebănuite. Adică dacă tu poți să iei măștile aia, fă o afacere onestă, pentru că o firmă tot trebuie să le aducă, da? Să le livreze. Bă, pune un adaos de 20 de bani, cum îl pun și aia în Occident. Și ok, ies un ban și firmei, dar tu pui capacul, un capac de nesimțit, iei masca cu un leu, pui capac de 5 lei și o dai cu 6 lei, în condițiile în care... Ai văzut ce a spus omul la farmacie? Cât e masca? 3,9. În spital gândi. Mamă, dar cu asta iau două pâini. Bun, adică dar atenție, acum în farmacii măștile sunt mult mai ieftine față de acum o lună și ceva, când era și 15 lei o mască din aia tâmpită cu... Tăpit-o. Mască simplă. Măi, nu aveau. Eu am impresia că nu le aveau, că dacă le aveau, le dădeau atunci. Nu erau. Deci cam asta e. Nu spune nimeni că nu trebuie făcute niște afaceri, dar și cum le fac? Adică, într-un mod, că sunt derbedei, este clar. Dar nu dau două parale pe ăștia care cotizează. Pe noi, cei mulți, nu le pasă. Și românului, dacă îi spui, uite bă, cu cât te-a furat ăla, sunt câțiva care au reacții, în rest, lasă-mă că și eu dacă ai fost acolo, făceam așa lucru. Sau ce șmecher este ăla, uite ce afacere a făcut. Dar dacă ne furăm, ne place să ne furăm căciula, nu furăm. Așa este, într-adevăr, stimați telespectatori. Dacă era discuția în Germania, da, că ați văzut. Au dat drumul și la campionatul de fotbal, ca să vedeți ce înseamnă o țară așezată, cu oameni care respectă reguli și așa mai departe. Aici, în România, într-adevăr, nu se poate. Apropo de, ați vorbit în emisiunea de joi, da? Foarte curajos consilierul domnul Cristi, consilierul județean, care, iată, a avut curajul, cred că unic în România, eu n-am mai auzit până acum un consilier să pună, să-i trimită președintelui Consiliului Județean cu oră, cu zi, să-mi dai programul pe niște luni unde n-ai fost la muncă. Adică mie mi se pare o chestie, dar mă rog, lumea, iarăși, vedeți, a uitat. Dar asta e o chestiune de bun simț până la urmă și eu cred că nu numai președintele Consiliului Județean ar trebui să fie obligat, dar obligația asta, nu știu dacă legea obligă, dar tot cetățenii ar trebui să-l oblige într-un fel prin reacția lor. Și primarii, și primarul de Sagna, și primarul de Roma, și primarul de Piatra Neamț, ar trebui ca în fiecare zi sau a doua zi să-și prezinte programul zilei anterioare, pentru că cei mai mulți dintre ei fracă surcica pe românește, pleacă la două la băut prin Crâșmă sau pleacă pe la București, sunt plătiți, mai au și diurne, invocă tot felul de probleme ale primăriei, dar de fapt sunt ale lor. Cred că ar fi o chestie extraordinară și un control excelent asupra modului în care sunt cheltuiți banii publici și a modului în care își face treaba un primar de comună, primar de oraș. Un președinte de Consiliul Județean, așa este. Unde ai fost el, domnule președinte? Domnul președinte a fost la București. Bun, și unde ai fost? Ai discutat despre ce? Aia, pentru că deocamdată 8 ore sau cât ești plătit, nu știu ce program ai tu, ești plătit din bani publici. Așa este. Să dai socoteală pentru treaba. Am vorbit și noi aici, dar ați vorbit programul și respectiv. Voi despre spitalul ăsta mobil, sau cum se cheamă el, ceva... Da, Spital mobil de la Lescani. Deci a apărut astăzi în presa din Iași și probabil o să apară și în presa națională. Toată licitația pentru spitalul mobil de la Lescani a fost o mare fraudă, întrebare. O persoană cheie implicată în achiziție a detonat bomba anului. Dovezile sunt incalificabile. Secretul lor a fost aflat acum. O firmă de prin India... Deci te doare mintea, mă frate. Deci firmă din India să vină să facă spitalul COVID. Da, dar uitați ce spun. Da. E o informație în ultimă oră. Spitalul mobil turcii cer o amânare la livrare invocând carantina impusă de propriul guvern. Nu știu ce se întâmplă. Cert este că sunt niște termene acolo care trebuie respectate. Eu spun sincer, Cătălin. Spitalul, ca să spunem telespectatorilor, care se face cu două județe, probabil lumea... Nu, cu banii a două cu județe. Cu banii a două județe. Iași și Neamț. Ar trebui să deservească numai bolnavii de COVID, dar văd că lucrurile se îmbunătățesc acum. Nu știu, pe la Lescani trebuie să-l instaleze, nu știu de ce îl mai instalează, ar trebui să ai acolo cadre medicale și nu puține, câteva sute, de unde la duci. Sunt multe, multe lucruri. Bine, în spatele acestei decizii stau mânuțele consilierilor județeni de la PSD, ALDE și PMP la Neamț și în parte la Iași la fel, cei care au votat pentru a aloca aceste sume. Neamțul a dat vreo 3 milioane și ceva, dacă nu mă înșel, de
de Eurosmo foarte mare. Iașul a completat mult mai mult. De euro sau de lei? Cred că e vorba de... Nu-i 16 milioane? Cred că 16 milioane de lei. Cred că e de euro. Dar o să ne spună Alex imediat. Nu-i ca să nu prea mult. Imediat discutăm. Eu am făcut o verificare astăzi, ca și informație, așa, în exclusivitate, o verificare pe care o putem face, o poate face oricine. 13 milioane de euro, ai dreptate. 13 milioane de euro. 13 milioane de euro plus TVA, pentru că firma care a pierdut, au fost patru oferte acolo, o firmă din India, două firme din România și o firmă din Turcia. Câștiga firma din Turcia cu ofertă cu 2 milioane de euro sub oferta celor din India și... Reprezentatul directorul firmei din India a văzut că este foarte supărat și a ieșit cu niște declarații în Iași. A fost contactat de presa locală din Iași și a spus niște lucruri foarte grave, și anume faptul că ei au trimis părții române, Consiliul Județean și Asociației Euronest, a trimis niște schițe cu spitalul respectiv, care urmează să fie amplasat la Lescani, schiță și documente care au fost folosite de turci. Și haideți să vă spun acum niște verificări minime pe care le-am făcut astăzi, având la îndemână internetul și Google-ul. Nu știu ce să zic, înclin să cred că la mijloc s-ar putea să fie vorba de o mare cacelama și o mare țeapă. Adică să nu se facă și să se plătească niște despăgubiri. Păi, problema în momentul ăsta se pune în felul următor. Din suma de 13 milioane de euro, aici este toată discuția. În momentul ăsta, discuția este foarte simplă. Din suma de 13 milioane de euro cât s-a licitat și a câștigat ofertantul din Turcia, dacă s-a achitat avans, contractul prevede posibilitatea ca la solicitarea firmei câștigătoare, SDI Global LLC, dar nu are importanță. Deci o firmă din Turcia, una din India și două din România. La solicitarea firmei câștigătoare, achizitorul, autoritatea contractantă, poate să achite 30%, să plătească în avans 30%. Anumite condiții, să prezinte aia niște asta garanții. E o niște garanții. La orice, orice lucrare. 30% avans din 13 milioane, bine, fără TVA, ar fi vreo 3 milioane și ceva de euro. Ei, dacă în momentul ăsta asociația care s-a ocupat de toată această poveste, reprezentând CJNA și CJ Iași, a achitat avansul ăla la solicitarea turcilor, cred că este o problemă. Dacă n-au dat niciun ban, cred că mai degrabă ar trebui să invoce clauzele contractuale și să-l anuleze. Că nu cred că mai e nevoie de acel spital. Păi asta ne întoarcem la discuția noastră de la începutul emisiunii. Bă, dacă sunt vești bune și sunt, iată, vești care... Da, dacă au dat bani, întrebarea este de ce? De ce ar mai trebui? Pentru că am văzut și eu, nu mai țineam minte, dar consilierul domnul Cristi va explica foarte bine de unde s-au tăiat bani, că s-au tăiat bani la greu. De la bani. Cultură, de la protecția copilului, de la lucrări, de la aia. Ei bine, și tu faci un spital, o ceva, nu știu ce rol are chestia aia, pentru că o să mai vină valul 2. Am înțeles deci că... dacă ar fi fost o discuție, acesta este un exemplu de cum își bat unii joc de banii noștri, domnul Cătălin. Dacă ar fi fost o discuție cu Ministerul Apărării, niște puncte de vedere luate și de la celălalt Ministerul Apărării, pentru că astfel de spitale sunt foarte folositoare, de exemplu, pentru campanii militare. Știu eu, putea să-l folosească Ministerul Apărării la ceva. Hai să zicem că în perioada aia, în martie... Sau eventual închiria de la armată, nu? Da, să dea... Închiriezi de la armată ca au și ei. Bagi 13 milioane de euro într-un spital. Sunt niște containere. Bine, el e foarte bine făcut, inteligent și eu am mai spus-o. Cred că ar fi funcționat extraordinar și am văzut în Statele Unite, am văzut în Spania, am văzut în Franța că săli de sport au fost transformate în spitale. Spitale, sală, spațiu de joc împărțit cu panouri, paturi, ventilatoare și așa mai departe. Da, noi suntem mai bogați și ne-am permis să luăm cu 13 milioane să cumpărăm spitalul ăsta. Nu știu, mie miroase și colegilor din presa scrisă din S-ar Iași... S-ar putea să ai dreptate că dacă s-au dat banii, cred că aici este calea șmecheria. N-au cum să vină în... Uite, poate să vină așa pe... Asta s-am făcut o solicitare pe avans, scrisă. Am înțeles că zac pe undeva, pentru nu știu pe unde. Dar nu știu dacă zac, domnul Cătălin, că dacă zac e bine, înseamnă că există marfa. Dar eu nu știu dacă există marfa. Eu în momentul ăsta, eu ca cetățean al județului Nanț, da, eu ca cetățean al orașului, uite, n-am primit, mă uitam să văd dacă am primit un răspuns. Da, ci că e carantină în Turcia, în orașul în care operează producătorul și nu le poate livra încă. Video e trimis de ei. Eu am căutat, dar nu știu unde, în Ankara? Ei au sediu în Ankara.
această companie. Deci filmulețul trimis de ei să arate că există acest, acest spital modular. Eu știu, poate există. Iată că au pus și afișe, nu? Euronest, deci, da, uite, vezi? Deci în Turcia spui că... Deci sunt... Consiliul Județean? Puse afișe Consiliul Județean, dar unde sunt produse? Eu am căutat pe site-ul lor, ei spun că sunt și producători, dar nu am văzut, vă spun sincer, și am pierdut câteva, cam două ore, nu am găsit linia lor de producție, nu am găsit fabrica. Din contră, sunt niște lucruri pe acolo care ar trebui să dea de gândit. Spunea indianul, reprezentantul firmei din India, că site-ul lor este făcut recent și prezintă... Deci iată, emblema Euro... Da, e minciuni. Într-adevăr, site-ul acestei companii este realizat de puțin timp. L-am căutat pe un alt site, arhive.org, și nu l-am găsit. Ar fi trebuit să fie acolo dacă e un site mai vechi. Dar, ci că s-ar fi dezlipit de o altă companie care producea spitale și numai și tehnică militară. Sunt niște lucruri complicate. Eu spun doar atât. În cazul în care se va dovedi că este o mare cacealma și o mare țeapă în buzunarul ieșenilor și buzunarul nemțenilor, bineînțeles, cred că serviciile, mă scuz domnul Cătălin, cred că serviciile în frunte cu Helvic și care ori mai fi, serviciul de informații externe, serviciile că Vlase, au aflat ziarele, Vlase, au aflat Vlase, presa locală. Și Vlase, care este șef de, șef de SIE de la Bacău, și Helvig, șef de serie, ar trebui să-și dea demisia. Pentru că dacă se va dovedi că este o țeapă și nu a verificat nimeni cât de reală și cât de onești sunt acești parteneri ai celor de la ea și neamți parteneri turci. Nu știu, repet, indianul spunea că este o mare cacealma și la mijloc este vorba de o mare țeapă. Eu înclin să cred că omul ăla nu vorbește prostii, mai ales că operează pe această piață. Site-ul lor este nou, foarte bine făcut. Nu le-am găsit, eu zic că dacă ești mare producător de spitale modulare, mare producător de tehnică militară și așa mai departe, cred că frumos ar fi să, să prezenți americani, adică ceri în zona asta, asta, nu te duci spre India, domnul spre Cătălin, Turcia, eu m-am dus, spre... uite, că adică sunt niște lucruri... M-am dus, ei spun că au o secție de producție și au reprezentanță și în Statele Unite, New Mexico. Și am căutat după adresa respectivă, m-am dus pe Google pe strada lor. Pe strada lor. Acolo este un centru, o firmă foarte mare care închiriază spații. Eu n-am găsit, nu am găsit nicio firmă cu această societate pe acolo și la numărul de mașini care erau stânga-dreapta, sub nicio formă nu se producea, nu erau muncitori la muncă. Erau niște depozite, o firmă de, cred că o firmă colete ale unei companii de aviație, încă una care era ceva cu aparate din astea de aer condiționat și încă două, trei chestii. Adică nu am identificat firma asta la adresa menționată pe site. Repet, mie miroase, fără a spune că am dreptate, miroase a ceva neregulat. Nu, dar s-ar putea să fie un intermediar, mă scuți, poate e ok. Vine marfa, un intermediar, nu e nimic ilegal. Noi așteptăm să ieșim din toată nebunia asta ce am trăit până acum. Înseamnă că ori ei iau informații de pe la servicii, de pe la Organizația Mondială a Sănătății, de la nu știu cine, să facă spitalul ăsta, că e bun acolo, să fie o investiție. Da, dar cine se ocupă de el? Bine că sunt mai multe aspecte. Deocamdată nu l-am văzut că nu i-a dus în țară. Să vedem că i-a dus în țară. Există semne de întrebare că nu va ajunge, adică dacă va ajunge sau nu va ajunge în România. Poate sunt niște intermediari și nu este nicio ilegalitate. Dom'le, să vină spitalul, să vedem și noi că îl prin poți să-l folosești? Spitalul ăsta poate fi folosit în alte... Domnul Cătălin, spitalul ăla cred eu că va fi foarte greu de folosit în alte treburi. În primul rând că nu ai cadre medicale. Cine să deservească acel spital? E vorba de câteva sute de medici și asistente care ar trebui, infirmiere și așa mai departe, care ar trebui să stea la lețcani, să facă naveta la lețcani, dar el este adus pentru sau a-i din trata piatra, a fi, din, sau la piatra din Neamț, la lețcani. Cine Roman, suportă sau costul, din, aceste costuri? Nu la mână. Doi la mână. Nu știu ce să cred. Doi la mână, eu zic că nu este momentul potrivit. Nu am înțeles că nu au apă, nu au utilități acolo. Adică sunt o groază de probleme. E făcut așa la... În câmp aici. La, e făcută o investiție făcută pe fugă. Nu știu, eu repede să dea Dumnezeu să vină, să apară containerele, să fie în regulă, să fie și complete, să aibă exact ceea ce scrie în oferta lor și, pe urmă, măcar îl au aici. O să vadă ce să facă cu el. Poate o să-l
îl pună undeva în conservare și o să-l folosească dacă va fi nevoie, dacă nu, să-l vândă, să facă ceva cu el. Dacă nu, repet, dacă e o țeapă, cred că ar trebui să vedem multe demisii pe la TV. E foarte interesant subiectul și chiar merită să-l urmărim cu atenție toți, că e vorba de banul nostru. Banul nostru gestionat de unii, așa cum au dorit ei, având în spate niște mâini ridicate ale unora care de multe ori nu gândesc și execută ceea ce le cere șeful pe linie de partid în cazul Consiliului Județean Neamț. Mă refer la consilierii PSD, consilierii ALDE care votează și mai e unul de la PNL care votează pe invers și mai e și unul de la PMP care votează tot pe invers. Da? Am înțeles. Hai să rămânem tot în zona asta medicală și ne întoarcem în administrație. Cu Spitalul Județean de la Piatra Neamț a fost iarăși nebunie, cel puțin în online, cu noul director și aici e un alt semn de întrebare. De ce a plecat doamna care a fost până vineri director? Doamna Marcoci. Doamna Marcoci, da. Dar probabil că epidemiolog. Da. Ea este în domeniul ăsta. Ar fi fost, am înțeles că nu se înțelegea cu ea și acolo e... Nu știu ce nu s-a înțeles, dar probabil că au considerat că locul este la DSP, Direcția de Sănătate Publică, unde a și lucrat. E mai altfel. Liniște? Leafa bună acolo, liniște, în spital cred că salariul era mai mic ca în partea cealaltă și brutaie de cap, nu mai spun, să ai de-a face cu Spitalul Județean Neamț, e ca și cum... Și l-au adus pe domnul... Te-ai luptat cu mafia siciliană, de la firma că este o adevărată mafie, l-au adus pe domnul de la... Ministerul Sănătății, atenție, Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, semnătura lui, a fost numit domnul Marius Ghineț. Domnul Marius Ghineț, necunoscut de foarte mulți, inclusiv de presa din Neamț, să spunem așa, presa din Roman nici nu a avut treabă cu el. Domnul Marius Ghineț este într-adevăr patron al unei societăți de pompe funebre, care prestează servicii funerare în Piatra Neamț, o firmă care este inactivă din 2016, Big Funerare îi spune, și avem și niște documente așa ca fapt divers să faceți noastră idei, inactivă din 2016. Deci omul n-avea de muncă, nu că era patron, acum să fim corecți. Nu era patron dacă firma este... Adică omul n-avea activitate, nu că nu era patron, era patron, dar... Patron, el a fost consilier... ultima dată a avut o funcție de director pe la Publiserv, societatea Consiliului Local Piatra Neamț, societatea care se ocupă de ce înseamnă asfaltări. Director de director strategie. Da, a fost asta o funcție, nu a fost o funcție inventată special pentru el. Acest personaj intrând în politică pe listele PMP-ului, Partidul Apropo de asta, Populară și a trecut la PNL. Deci a trecut la PNL pentru că președintele PMP Neamț, Bogdan Gavrilescu, viceprimarul de la Piatra Neamț, posta aseară, mă uit cu mare mirare și tristețe în același timp cum unii aflați în goana luptei pentru funcții. Pentru ce faci politică? Pentru o funcție. Pentru un loc călduț. Pentru un fotoliu mai bun. Așa, citez, uită de simțul ridicolului și nu realizează când pălăria e prea mare pentru capul lor. Aș vrea să clarific un aspect important. Marius Ghineț nu mai este de ceva vreme membru PMP, ai dreptate. Aflat în căutare de noi și noi oportunități, spune șeful PMP Neamț, pentru dumnealui nu a fost nicio problemă să întoarcă spatele celor care l-au promovat. Deci el a mers și pe acolo și pe acolo, unde au găsit o ușă, o portiță, așa s-a putut fofila. Chiar nu e nicio problemă, mai bine mai devreme decât prea târziu. Știu sigur că facem echipă cu oameni pentru care fidelitatea, onestitatea și așa mai departe. Echipa PMP îi dorește mult succes și drumul ales. Mi-aș dori însă și care... Domnul Cătăne, hai să nu citim ce zice așa? Domnul Gavrilescu. Deci cu alte cuvinte, nu de alta, dar și se face, PMP se face rău. Da? Ce spune domnul Gavrilescu? Spun, că ne-a trădat domnul Ghineț. De ce nu l-au dat afară, domnul Cătălin? Și au dat seama că nu este bun după ce a plecat. Hai să fim serioși. Și declarațiile astea de politruci sunt sături și ți-a spus că mi se face rău. Efectiv mi se face rău. Spovești astea de adormi copii. Spovești, dar uite, ăsta e adevărul. Până la urmă și ei mai spun adevărul. N-au un cotro. Acum noi suntem glumeți așa. Se trădează unii pe alții pentru că ba nu contează. Suntem foarte buni la făcut hază necaz. A apărut inclusiv în presa centrală foarte multe articole surprizător de multe pentru mine, e o știre extraordinară, însă am văzut că a fost preluată și de către poziția domnului președinte al Consiliului Județean Neamț, preluată de foarte multe agenții de presă și de tot felul de publicații online, că uite, l-au adus pe ăsta de la patron de pompe funebre, firma de pompe funebre. Bine,
Nu că e o apărare, dar din 2016 mai funcționează și nici afaceri extraordinare n-a făcut. Eu zic că din cauza asta, eu dacă aș fost, nu l-aș fi pus directul la spital, aș fi întrebat, bă, ce ai făcut tu până acum? Ai făcut afaceri, bun, ai fost la o firmă de... Nu e o rușine asta, că am văzut că totul, că uite ce au făcut, au adus unul de la pompe funebre să-l pună la spital. Din asemenea, la o parte comicul situației, cred că nu trebuie insistat prea mult că pe linia asta, trebuie să o facă cineva, să facă cineva și asta, așa cum și la Roman și toată lumea asta sunt firme care prestează, fac cavouri, se ocupă de serviciile astea, tot ce înseamnă mormântare, colăcei și așa mai departe. Nu cred că ați câștigat banii în mod onest, da, e o mare problemă și hai să facem mișto. Dar eu nu l-aș fi pus tocmai din cauza că această afacere n-a mers. Păi dacă nu ți-a mers afacerea într-o țară unde există o grijă deosebită în astfel de situații triste pentru om când pierzi pe cineva drag, înseamnă că nu te-ai priceput. Asta este părerea mea și nu l-aș fi pus directul. Nu cred că a fost alegerea cea mai bună a celor de la PNL. Sunt la o parte glumele astea, unele mai bune, altele mai puțin bune, că e una, că e alta. Cert este că, într-adevăr, este administrator și acționar asociat unic la această societate Big Funerare, cifre de afaceri zero în 2018, dar este inactivă, cum spuneam, din 2016, dar nu știu de ce, dacă este inactivă, a avut în 2017, apare cu, că nu văd aici, 2015 nu apare, 2018, așa e că 2015 și 2018, da, 2017-2016 nu avem acolo din ce văd eu, nu? Cătălin, tu bați mai bine până acolo? Așa e. În fine, vedeți cifrele dumneavoastră de acasă mult mai bine. Da. La Târgu Neamț, spre exemplu, a ajuns director în perioada asta zbuciumată, un tânăr care face naveta de la Iași, un doctor care face naveta de la Iași, sunt și în Roman foarte mulți, nu știu, dar sunt și în Roman medici care fac naveta la Iași. Un doctor care s-a zbătut acolo la secția lui să o autorizeze pentru operații, da, dificile. Omul s-a zbătut, a reușit, da, să atragă foarte mult pentru că secția de la Piatra Neamț era cu problemă, cea cu, nu, cu arestații și cu, da? Și omul a ajuns director. Deci iată situația, da? La ortopedie, da. La ortopedie, da. Un ortoped, da, cu studii, cu doctorat, nu știu dacă va face treabă în noua funcție și așa am înțeles că e carotat din toate părțile, că na, l-ai adus pe domnul ăsta. Da, ai ceva cu Târgu Neamț. Venetic, da, este un scandal sexual la Spitalul din Târgu Neamț, doar să trecem în revistă, pentru că cei ce vor să afle mai multe, să citească Libertatea, a apărut în cursul zilei de astăzi, fost un manager... Medicul la Postoaie, dacă nu mă înșel, așa îi spune, este acuzat de hărțuire sexuală. Cel care a fost adus și la Piatra Neamț. Da, a fost director la Spitalul Orășenesc Târgu Neamț, transferat la Spitalul de Urgență Piatra Neamț, apropiat de PSD Ionel Arsene și gruparea lui Ionel Arsene, sau grupul Ionel Arsene, cum vreți să spuneți, de la Târgu Neamț. Și acum a ieșit în spațiu public, au apărut aceste înregistrări în care apare, sau niște înregistrări cu domnul director care ar face niște avansuri unei domnișoare care a fost voluntar la spitalul din Târgu Neamț și voia să se angajeze ca asistent acolo. Da, un dialog spumos, e de râs, e de plâns, însă nu mă miră, mai sunt și astfel de personaje, da? Te gândești așa că parcă nu stă deloc bine unui medic și director pe deasupra să facă jocuri din astea. Asta e România. Și asta e România. Pe... Am citit și în poliție și în multe, da? Când ajung tot felul de lopeți de astea pe funcții mari, uită că au fost odată la unde. Da, insistent, vorbește urât, se laudă el, da, cu diverse recorduri pe care le-a stabilit în viața lui, activității sale. În fine, e și distractiv, dar și penibil. Recordul se mai lăuda la Ilie Năstase cu recorduri de astea. Hai să ne întoarcem la Roman, la primăria Roman. Iată subiectul ăsta cu e sau nu e, sau va fi sau nu va fi, își va pierde sau nu primarul, da, Romașcan mandatul. Este un subiect. E un subiect care nu se mai lămurește, frate. O să se lămurească, dar informațiile pe care le prezint dumneavoastră sunt în exclusivitate, sunt informații certe, din sursă sigură. Deci, în momentul ăsta există referatul secretarului primăriei Roman,
există și poziția celor de la Agenția Națională de Integritate, există și minuta în alte curți de casație și justiție, există și decizia Curții de Apel Bacău a procesului pe fond, adică există toate elementele astfel încât prefectul George Lazar să ia o decizie. Decizia este, va fi destul de greu, de, exact cum spuneam și acum două luni, că tot am fost întrebat inclusiv de amici ce părere am dacă domnul Lucian Micu își va pierde sau nu mandatul și am spus, domnule, mă abțin, pentru că cei de la PSD au faultat atât de tare legea asta incompatibilităților, au schimbat, modificat codul administrativ, au venit cu variante peste variante, încât, bine, modificări făcute cu scopul de a scăpa incompatibili, încât zic, băi, lăsăm pe ea de la prefectură să analizeze, eu am mai analizat odată codul ăsta și mi-am produs jumătate de zi ca să aflu că cineva în țara asta plătit să facă legi bune pentru noi, de fapt i-am plătit ca să facă legi bune pentru incompatibili. Dar este o altă discuție, noi o tolerăm și tolerăm situația și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Ei bine, este greu de spus în momentul ăsta ce se va întâmpla. Deci, eu pot să vă spun doar atât, că agenția, poziția Agenției Naționale de Integritate, în momentul ăsta, printr-o adresă trimisă autorităților din Neamț, este clară. Domnul Lucian Micu trebuie să-și piardă mandatul, adică prefectul ar trebui să emită un ordin de încetare a mandatului de primar al domnului Lucian Micu, găsit incompatibil prin decizie definitivă și revocabilă a înaltei curți de casație și justiție. În schimb, secretarul primăriei Roman, în referatul înaintat prefecturii, spun sursele noastre, este favorabil domnului Lucian Micu. Păi na, știi adică, cum e... Într-un fel, da, putem spune că e vorba de un referat subiectiv. Adică domnul secretar sau secretarul primăriei nu văd cum ar putea să fie împotriva primarului și nicio primărie din țara asta, doar acolo unde nu există relații foarte bune. Deci decizia va trebui să fie luată așa. Ori se ține cont de ce spune referatul, ce spune secretarul în referat, că domnul Micu ar trebui să rămână în continuare primar, ori ce spune Agenția Națională de Integritate, pe un ton imperativ, din câte am înțeles, cere ca mandatul domnului Lucian Micu să înceteze de primar. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să mă întreb pe mine domnul Cătălin, eu zic că domnul Lucian Micu ar trebui să nu mai fie primarul orașului Roman. Asta, varianta când ai fi tu prefect. Dată fiind situația pe care am prezentat-o și anume că Ani spune că trebuie să dispară și secretarul că nu. Deci eu cred că analizând cele două decizii, a Agenției Naționale de Integritate și a secretarului primăriei, eu ca cetățean să zic că trebuie să iau raportul Ani de bun. Are PNL-ul, acum vorbim... Deci la mine la țară așa spuneam, dom'le, la drept vorbind, are PNL-ul un om de rezervă? Că vin alegerile. Nu, în mod normal, nu știu, cred. Ca și candidat. Cred că vin alegerile, că am citit azi ceva fugitiv, da, o să-și găsească că candidat. Au trecut la 5 ani și cu aleșii locale. Deci da, sper că nu... O să-și găsească un candidat pentru primărie, nu asta o problemă, dar în momentul în care primarul Lucian Micu, în situația în care va pierde mandatul, va fi îndepărtat, viceprimarul va fi cel care va prelua atribuțiile de primar până în momentul în care vor organiza alegeri. În mod normal, ar fi trebuit să organizeze parțiale. Nu, dar pentru alegeri. Eu mă refer pentru alegeri. Au un om? Nu știu. O variantă? Ei speră că nu va fi emis acel mandat. Și dacă mă întreb, domnul Cătălin, și eu înclin să cred că prefectul Lazar, care provine din rândurile PNL-ului, nu o să-i dea la joale fostului coleg de partid, zic eu. Da, dacă o să aibă la bază acea decizie a secretarului primăriei care spune că n-ar trebui să fie să-și piardă mandatul, cred că se poate ajunge în instanță. Nu știu dacă nu cumva nu o să lase și cu un dosar penal aici, indiferent de care va fi. Mm-hmm. Hai mă să te dau afară să-ți găsim un loc. Că mai sunt locuri călduțe. Bun, acum... Pe dacă planetă. Ne gândim de ce a ajuns domnul primar Micu în situația asta,
na, analizezi și din punctul ăsta de vedere, zici, bă, n-ar merita să-și piardă mandatul, deși unde e lege nu-i tocmeală, știi cum e, faptul că facem o comparație, da. Ai furat un leu de la stat sau furi 100 de lei, trebuie să fii pedepsit pentru asta, da. Așa e și în cazul de incompatibilități. Domnul primar Micu a greșit acolo foarte mult, a fost în, era viceprimar în perioada aia și, cred că 2014-2015, dacă mă știu, viceprimar, și în Consiliul de Administrație la spital, o funcție remunerată, nu știu cât o câștigat, câteva sute de lei, nu foarte mult, însă legea interzice să fii, să ai și calitatea asta de ales și calitate de membru în Consiliul de Administrație a unei unități, spitalități, care se află în subordinea, pentru care tu votezi, da. Se află în subordinea primăriei Roman. Deci n-ar fi mare, să zicem, mare greșeală sau mare, o mare infracțiune, o faptă gravă. Dar totuși ea este pedepsită de lege și normal, dacă este pedepsită de lege, trebuie să răspunzi ca atare. Eu cred, din punctul meu de vedere, repet, cred că domnul Micu ar trebui să-și piardă mandatul de primar, deși cred că, la fel, dacă tot spun cred că nu se va ajunge aici, pentru că, na, marea familie liberală. Dar de obicei așa se termină toate lucrurile astea. Cădem de acord, hai să semnez și după aia găsim o funcție, un loc, nu? Un loc călduț, pentru că, soluții se găsesc și vă dau repede două exemple. Primăria Agapia, Primăria Bârgăoani. La Primăria Agapia acum vreo 3 ani a fost găsit incompatibil fostul primar Neculai Nastasă, care a fost demis tot prin ordin al prefectului. Acum este consilier personal al primarului, care de fapt este viceprimarul cu atribuții de primar. La Primăria Bârgăoani, fostul primar Șchiopu, care și-a pierdut mandatul tot ca urmare a unei situații de incompatibilitate stabilită printr-o decizie în alte curs de casație și justiție, n-a plecat din primărie. Este consilierul personal al primarului, care de fapt este viceprimarul cu atribuții de primar. Deci ei nu pleacă, nene, nu pleacă sub nicio formă. Unii spun că m-am săturat de ea primărie, știu câțiva primari, bă, m-am săturat de ea, bă, ziceau, am adus și bani de acasă domnul pentru de la primăria asta. De la Valea Multe. Da, că eu închid primăria, trec primăria, o duc în Harghita, m-am săturat, ce greu e ca primar, bă, dacă nu-i vezi, candidează în continuare. Mai vor un mandat. Unii se gândesc să lase și moștenire, funcția, dacă se poate, să vină feciorul, nepotul, dar e rău la primărie, n-am ce spune. E atât de rău încât ei nu vor să părăsească funcție, să părăsească instituțiile astea și rămân, iată, cu sprijinul obedienților din instituțiile respective pe diverse funcții. Consilierul primarului, pentru că primarul știți că are acest drept să-și angajeze consilier personal. Și personal, consilierul personal îl angajezi pe cine vrei tu să întâlnească niște condiții de studii, dacă nu mă înșel. Domnul Arsene, de exemplu, cum spuneam și joi, și-a angajat-o pe nepoată sa. E consilier personal. E legal. Și s-au dat dacă se supără cineva, poate să o aducă și pe măsa la primărie, consilier personal, și pe taxul, și pe bunic. Păi, de aia s-a și putut cu domnul la spitalul județean. Nu e nimic ilegal, atenție. Pentru că, nu e nimic ilegal. Am auzit niște voci timide care au spus, domnule, ca primar ți-a dus și amanta. Și amantul. Legal. Și amantul, poate, că dacă ești pe altă undă. Sunt și pe oricum s-au produs niște abuzuri, domnul Daniel, dacă vorbim de, eu știu, de cheltuirea unor bani așa cu nebiluita. Bun, vor spune că așa ne-au spus doctorii, așa am primit informații. Eu repet, cu spitalul ăsta este o mare nebunoasă, adică ca să... Bun, Iașul ca Iașul, e mai puternic, e mai în vână, e un județ care... Da? Dar Neamțul, nu știu... Ce va câștiga el cu spitalul ăla? Niște containere. Niște containere. Dacă o să ajungă va în România. Câștiga niște containere. Sper să ajungă în România. Eu mă sperii. Înseamnă că ei știu ceva. Va veni valul 2. Va mai veni vreun an. Cătălin, să știi că 2, și peste 3. Și ei beneficiază de prezumția de nevinovăție. În momentul ăsta nu poți să spui că au fost rău intenționați. Deși au fost voci care au afirmat și încă afirmă că nu era necesară achiziționarea unui astfel de spital modular, pentru că banii aia puteau fi folosiți, de exemplu, să modernizezi sau să pregătești niște secții, cum spuneam, în niște săli de sport, la Iași, la Piatra Neamț, în cazul în care aveai nevoie de mai multe locuri, să cumperi niște ventilatoare mecanice. Deci ei nu poți să-i acuzi. Dar eu nu i-aș acuza pe ei, în cazul în care e vorba de o cacealmă aici, de o înșelătorie, decât i-aș acuza pe cei pe care noi îi plătim să aibă grijă ca statul român să nu fie prejudiciat în urma unor combinații de acest gen. Și repet,
cei de la servicii, dacă aici este o țeapă mare, primii care trebuie să răspundă sunt ăia care astea atribuțiuni le au. Să ne protejeze. Că au făcut lucrurile în așa fel, în așa fel ca să câștige. Asta este un eveniment istoric, spun mulți. Păi evenimentul istoric ăsta e. Da? Că pot să treacă peste orice bariere și pot să bage orice ban în orice, spunând, având acoperirea, păi era, mă, pandemie, era nebunie totală. Dar dumneavoastră știți că nu există la ora actuală o decizie a Ministrului Sănătății pentru starea asta de ce trăim noi, epidemie și așa mai departe? Încă nu-i semna nimic. Domnul ăsta, Tătaru, care, mă rog, pentru unii face impresie foarte bună, nu a semnat nimic da? Ca să știe lumea că în spatele acestei semnături a lui, da, se întâmplă toată devalizarea asta acum, domnul, a bugetului. Domnul Cătălin, ce se întâmplă? Nu că e o apărare al Ministrului Sănătății. El de la București, de la Vaslui, deloc, vine cineva, că propunerile se fac din teritoriu. El a primit a primit o propunere din teritoriu, de la Organizația Penale Bănuiesc. Da? Bun, el putea să știe ce cu ghinețul ăsta, de unde vine, ce cu el. Eu zic că responsabilitatea este a celor care îl numesc. Acum, pe de altă parte, hai să nu spunem că acest domn Marius Ghineț nu va face o muncă ok acolo, că el a fost patronul unei firme de pompe care prestează servicii din asta funerare. Asta înseamnă, eu repet, mă uitam la datele contabile. Dacă te-au simțit doctorii că ești unul care, cum să spun, ești pe nisipuri mișcătoare, deci nu te înțelegi. Deci dacă doamna asta din sistem a plecat cu a patra și a stat cât a stat o lună de zile, înseamnă că și nici ăla, nici domnul Munteanu, care venea din, cum să spun, din elita medicinei românești, om care a construit el o clinică, prima din România, o clinică privată în România în 94-96, da? N-a reușit să stea acolo, pentru că așa e acolo. E, cum spunea și domnul Daniel, vacă de mulți. Ei se uită la un spital și văd o vacă de mulți, ei se uită la o ceva vacă de mulți, la asfaltări vacă de mulți. Că dacă era treaba bună și aveam piste de biciclete, că am văzut că se discută acum în spațiu, băi, ce bine era dacă aveam piste de biciclete, uite că păstram distanță, nu mai foloseam mașinile, nu mai poluarea, că e bine că, nu? Când nu-i poluare, dar n-avem. Dacă nu ai piste de biciclete, te tragi cu trotineta. Electrică. Pe trotuar. Da. Adică sunt niște lucruri care, iată, s-au... Da, sunt niște abuzuri, fără îndoială, sunt niște hoții, niște furăciuni care nu vor fi anchetate. Eu m-am lămurit cu toate astea, că vom face, vom drege, nu vom face absolut nimic, din păcate. Din păcate, ei și-au luat măsurile, s-au armat, da, cu toate, da, și nu o să ia nimeni la întrebări. Plus că, iată, îi ajută, ca să spun așa, evenimentele, merg cu alegerile mai departe, înțeleg că vor să dea și la 5 ani, să rămână 5 ani pe funcții, bă, dă-o încolo de treabă. Păi chiar cetățeanul ăsta a devenit așa un gunoi, de n-are nimic, chiar nu ne mai pasă de el? Eu asta mă întreb, da? N-ar fi rost să organizeze parlamentarele la pachet cu localele odată la 5 ani, pentru că am câștigat bugetul, s-ar face economie la buget. Dar, pe de altă parte, nu e atât de grav, pentru că dacă te uiți la primarie, unii aleși de 30 de ani în continuu, în ultimii 30 de ani, sunt la 6-lea mandat. Nu? 6-lea mandat, chiar au intrat pe al 7-lea, nu? De ce președintele României, care este cel mai reprezentativ om din statul român, da? Are voie 2 și tu, primar... Jdemii, vorba ta, era la Pașcani, ții minte, era un primar din anii 80, a ieșit acum câțiva ani. Rățoi. Nu se poate. Și toată lumea văd că avertizează. Da? Noi ne uităm ce se întâmplă în Spania, în Italia, avem acolo prieteni, neamul rude, în Germania, se întâmplă că toate merg, se dezgheață toată industria. România, păi, parcă intrăm în cea mai neagră epocă. Parcă noi acum, de fapt, vom intra în cea mai neagră epocă. Așa. Ne amenință care mai de care. Și Arafat, și Tătaru, și Orban. Și băi, parcă suntem, domnul Daniel, parcă cetățeanul e pus la punct de n-ai văzut. Bloomberg anunță că Europa de Est se îndreaptă spre cea mai mare criză economică de la căderea comunismului. Păi da, ce se poate întâmpla? Păi ce se poate întâmpla? La ora actuală,
În primul rând, dacă nu o să mai avem de unde să ne împrumutăm, atunci o să vedem noi ce se poate întâmpla. 350.000 de contracte de muncă încetate, avem 900.000 suspendate. Păi, ce să facem? Noi nu discutăm nimic în spațiu public. Băi, cum mișcăm căruța asta economică? Păi, ne împrumutăm, ne împrumutăm, ne împrumutăm. Bun, vă împrumutați. Că acum au început să plângă. Da, vor și artiștii în spațiu public, vor și ăia, vor și ăia, vor și... Bun, ce facem ca să dăm drumul? Nu e nicio idee, nu e nicio... Da, a ieșit domnul Orban astăzi să vină și să vorbească. Domnul, am impresia că eu... Hai că știi foarte bine că artiștii, de fapt, cei mai mulți dintre ei sunt plătiți din subvențiile statului. Deci, într-adevăr, aici ar fi putut sau ar trebui să se procedeze ca și în cealaltă cazuri. Cred că au fost plătiți artiștii, bănuiesc. Păi sunt primării, regizorii, n-au fost plătiți? Am spus aici, sunt primării care au și dat avans de probabil anul trecut că sunt, nu, pentru sărbările din anul. Probabil că ăsta. Unii sunt supărați că, și am văzut reacția lui Tudor Chirilă, că vrea și el să joace, sau a cerut ca actorii, l-a întrebat pe o întrebare din asta în spațiu public, adresată lui Klaus Iohannis, de ce actorii... Nu li se permite actorilor să joace și ei, nu știu cum, nu știu ce condiții, să meargă telespectatorii cu măști sau în aer liber și așa mai departe. Eu cred că este și asta o variantă până la urmă, dar cred că mai degrabă supărarea multora este din punct de vedere financiar. Probabil că unii actori sunt plătiți la nivelul de jos, cred că se mai ofereau niște bonusuri, nu știu cum. Dacă joci în 4 piese, mai ai un bonus la salariu, nu? Bănuiesc că asta e ideea lor, nu? Dacă nu fără îndoială că nu plânge aici al de Caramitru, al de, eu știu, Marcel Iureș sau actori ăștia. Dar sunt tineri, vedeți? Aici e marea problemă. Sunt tineri ăștia care sunt actori prin București, pe la teatre, așa, și n-au casă, n-au masă, stau cu chirie. Sunt oameni care au afaceri, da? Și plătesc chirie, au afacerea într-un spațiu închiriat. Culmea, cunosc un... Așa, și acasă stă tot într-un apartament în chiria. Vedeți, sunt două chirii, da? Deci noi nu ne gândim, îmi spunea vecinul meu, ce fac copiii, domnule, vecinul meu are copii în America, mă rog, predau la o universitate, foarte bine, au primit de la stat niște bani, a fost ceva ok, au stat acasă, au avut bani, au fost, păi băi, statele se gândesc la oameni. La noi s-au gândit numai la ei să-și tragă... S-au gândit și la noi mai puțin în zona privată, au avut grijă de bugetare. Dar poate n-am fost bineînțeles. Eu de zona privată am vorbit până acum. Că nu de zona cealaltă, slavă Domnului. Se putea face mai mult pentru cei care lucrează în economia reală. Nu am auzit, așa, domnul Daniel, și la fel de mult un și cuvânt aia de la președinte. Boris Johnson, toți au vorbit, m-am uitat și eu la fiecare, așa, toți au vorbit, toți au avut un cuvânt pentru zona privată, că asta e, dacă vrei economie de piață, dacă nu ne întoarcem la China și să vină partidul unic, să ne dea fiecăruia o pâine pe zi. Da, e discutabil, cred că nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Hai să spunem două vești bune pe final. Îmi povestea cineva, probabil de la mai în glumă, mai în serios, dar treaba e serioasă. De când cu știrea aia cu Amazonul, că vine Amazonul, așa, s-au gândit cei de la Poșta Română să aducă aici la Roman, și asta e o știre în exclusivitate, să aducă aici în Roman să tragă de la Iași zona de tranzit, tranzitul, cum spun ei, pentru zona nord-est, da, la poștă, va fi un lucru excelent. E în studii, e, cum să spun și eu, ok, are toate avizele ca să vină acest tranzit aici în Roman, al Poștei Române, pentru că s-ar mai crea 80-100 de locuri de muncă și s-ar economisi foarte mult la kilometri. Aproximativ 95.000 de kilometri pe lună. Da? Iată acest lucru. Deci, iată, dacă e voință politică, dacă e interes, lucrul acesta îl știe și domnul prefect. Deci la domnul prefect se cunoaște. Ne oprim aici. Vă mulțumim pentru atenție. Ce să facem? Noi facem un apel în continuare. Respectăm toate regulile, respectăm toate legile. Ce ni se cere... Ar fi culma să le cerem unul să nu respecte legile. Normal că trebuie să le respecte. Nu, să nu se înțeleagă că noi nu vrem sau
Vrem democrație. Nu vrem democrație. Dar... Cu toate că am fost de acord și cu aia care au ieșit în piață. Ca să o lămurim. Cu aia care au ieșit în piață și au strigat... Nu mai avem timp. Există reguli și în democrație. De la noi de asta am ajuns în halul în care ajungem. Că fiecare are propria percepție în ceea ce privește democrație. E democrație originală. Ăla țipă la polițist pe casa scării și le-a la socoteală că îl întreabă dar cine ești tu, bă, să ceri mie cartea de identitate? Celălalt zice să vină miliția ca să-i răstor mașina și să-i fac să-i drag și așa mai departe. Asta nu e democrație. Asta înseamnă că ești nesimțit, apropo de nesimțire. Apropo de nesimțit, cum a spus doamna... Ai dreptul să înjuri autoritățile. Ai dreptul să-ți vezi de treabă, doamna, să respecte regulile. Doamna Anisie a avut... Doamna Anisie, nu știu, doamna e din altă lume. Doamna Anisie a venit și a spus că părinții sunt... pur și simplu nesimțiți că au ieșit copiii în parc ieri. Pe riscul lor, Cătălin, și unul la mână și doi la mână, acum o lună am spus-o prima dată, am văzut că a mai apărut ideea asta. Eu le propun celor care nu cred că există acest nou coronavirus care a dus la, iată, la o mie de decese, nu? Peste o mie de decese în România, să meargă la spital, poate mai găsesc vreo unul infectat, să stea cum asta cataramă, să îmbrățișeze, să stea cu ei la masă, să se pupe, să răspupe, dar să dea declarații pe propria răspundere că, într-adevăr, dacă se vor îmbolnăvi, nu vor avea nevoie de îngrijiri medicale. Pentru că, ce nu s-a înțeles, problema mare aici este în cazul în care ar fi apărut foarte multe cazuri și nu ar fi avut spitalele locuri suficiente de... În special mă refer la ventilatoarele astea medicale, da, care e într-adevăr un război, o să vedeți în săptămânile următoare, dar noi o să mai vorbim aici la emisiune și o să spunem. E un război acum presă, societatea civilă, așa că au impresia și probabil multe televiziuni primind roaba cu bani de la guvern vor fi mai îngăduitoare sau vor fi mai amabili cu unii sau alții din politică. Ne oprim aici. Vă mulțumesc, domnul Daniel, pentru prezență. Plăcere. Sperăm să fim în continuare, cum să spun, cât se poate de corecți, onești, transparenți în emisiunea asta și în televiziunea asta, așa cum facem de obicei. Despre problema asta a prețurilor, da, și a banilor care vin către presă în următoarele 3 luni, 3-4 luni, până la sfârșitul august, o să mai vorbim. Toate cele bune, la revedere!